Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rădăcini. Suntem în această seară, poposim, să spunem așa, pe parcursul unei emisiuni la Novaci, pentru că acest oraș va avea în perioada următoare, sau deja a depășit o aniversare, dar în tot anul acesta sunt foarte multe aniversări importante și o să aflăm mai multe amănunte de la domnul profesor Adelin Ungureanu, consilier local la Novaci, fiul al, cum era să zic, satului Novaci, dar o să vedem că împlinim și o aniversare de când se apare satul Novaci pe hartă. Domnul Adelin Ungureanu, îi spuneam bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și revin cu mare plăcere ori de câte ori caz în studioul dumneavoastră. Mulțumim! Sunt mai multe evenimente importante care se vor succeda la Novaci în acest an. Sunt aniversări frumoase de la partea de cultură, de la partea de administrație și până chiar la sport. O să vedem că aveți o aniversare frumoasă, din păcate, care n-a mai fost urmată de un prezent așa care să vă îndemne să aniversați ceva din domeniul fotbalului, de exemplu, dar o să vorbim și despre asta. Sunt câteva aniversări importante, eu cred că din punct de vedere istoric, cea mai importantă ar putea fi împlinirea în acest an a 100 de ani de la dispariția marelui Dumitru Brezulescu. Da, așa este. În vara anului 1916, la 37 de ani neîmpliniți, Dumitru Brezulescu, Matache, așa cum îi spuneau apropiații și cum stă scris și pe crucea sa, iată, face 100 de ani de când acest monument la căpătăiul mormântului său a fost instalat, este trecut acest diminutiv, reiau ideea, nu împlinise 37 de ani și s-a stins, spre regretul tuturor, nu doar al localnicilor care au fost în prezență de undeva 3.000 de oameni, ci și al gorjenilor și al colegilor săi de la București, studenții de odinioară, dar și ai colegilor săi de studii de la Paris. Brezulescu și-a continuat studiile și după 1905, anul licenței sale la Paris. Se născuse la Novaci pe 20 septembrie 1879 și a rămas orfan de la 4 ani și a parcurs încă de la sfârșitul veacului al 19-lea etapele școlare. După anii de școală primară la Novaci, a urmat gimnaziul Tudor Vladimirescu la Târgu Jiu, nu de mult înființat, iar cu profesorii săi, fac paranteză, a ținut legătură toată viața. Apoi studiile liceale la Severin, unde l-a cunoscut pe Titulescu, absolvent al vechiului liceu Traian, trei veacuri de activitate acolo. Facultatea de Drept în București, absolvită în 1905 cu o lucrare de licență ce a stat la baza codului silvic adoptat câțiva ani mai târziu, iar apoi a plecat la studii postuniversitare la Paris. Însă numele său legat de Novaci nu are tangență directă cu studiile și cu ceea ce a făcut acolo. În ziua de bobotează anului 1902, împreună cu primarul Diaconescu, cel ce mutase sediul administrației din satul Hirișești în Novaci, au luat inițiativa formării unei organizații tip cooperativă, mai exact a unei bănci populare. Ceea ce avea să spună Sadoveanu peste 10 de ani mai târziu, minunea de la Novaci, ceea ce nu e o minune pentru că lucrurile așa s-au întâmplat, de la un capital de 70 sau 72 de lei cât a avut inițial Banca Cilort, în mai puțin de un deceniu a depășit 2 milioane de lei la valoarea leului din primii ani ai veacului trecut, ceea ce a dus la o dezvoltare probabil fără precedent a zonei rurale, celor trei sate care formau comuna, iar atunci când se afla în plină activitate, când roadele muncii sale, când investițiile, așa cum le spuneți astăzi, începuseră să dea rezultate peste toate așteptările, afecțiunea gravă care i-a adus sfârșitul, un sfârșit care ar fi putut fi evitat. El a început să aibă probleme în luna martie anului 1916, a fost consultat la București, a fost internat în spital. I s-a spus că totuși este bine și să meargă acasă unde se va însănătoși. A ajuns la Novaci, în preziua morții sale și
puțină lume cred că a aflat acest lucru. L-am descoperit și noi de la publicarea aspectelor legate de viața doctorului Haznaș de către profesorul Nichifor. Doctorul Haznaș îl vizitează la Novaci, își dă seama că lucrurile sunt foarte complicate. Seara hotărăște să plece la Târgu Jiu pentru a-și lua trusa de ustensile medicale, să vină și să-l deschidă de urgență să-l opereze la Novaci. Numai că, acum 100 de ani, drumurile erau altfel, mijloacele de transport asemenea, la întoarcerea lui la Novaci, Brezulescu deja decedase. Da, e chiar interesant acest moment evocat. Sunt 100 de ani de atunci de când titorul, practic, Novaciului creatorul, contemporan... Creatorul Novaciului modern. Modern. Așa este, fost supranumit, da. Și îi se potrivește. Îi se potrivește. Mă gândeam, apropo de acest lucru, că pe lângă altele câte a făcut pentru Novaci și poate oamenii din Novaci îi datorează, având în vedere că obștile și-au reluat activitatea după 1990, îi datorează extrem de mult. El a avut și primele inițiative de a valorifica zona Rânca. Deci, de la, începând cu Brezulescu, apar primele idei de a valorifica... Da, acum nu știm cu exactitate dacă aparțin ideile lui Brezulescu sau prietenului său, Rola Piekarski, acest polonez ajuns pe meleagurile noastre, Dumnezeu știe în ce condiții, dar nu de bine pleca de acolo, și care, având o afecțiune pulmonară, i-a fost recomandată zona Novaciului pentru un tratament natural, pentru aer curat. Ajuns acolo și vizitând munții, știm, a lăsat mărturie scrisă în agensesc, că a fost încântat de crestele carpatine de la nord de Novaci și Cernădie și a fost cel care a prevestit că într-o bună zi oamenii vor veni și vor locui și acolo. În privința recunoașterii, sau mai exact a tangenței lui cu localnicii, el a reușit să facă, după 1907, o formă atipică de împroprietărire, reușind să cumpere în luna noiembrie anului respectiv moșia Novaci, a pus în vânzare anumite loturi pe anumite suprafețe cu o valoare recuperabilă în rate, dar o sumă ce putea fi suportată, mai ales de către acea parte de Novaci formată din cei ai căror înaintași au venit după răscoala lui Horea și Cloșca, asta că toți se aniversează 231 de ani de la răscoală în perioada aceasta, au venit și s-au așezat undeva în stânga Gilortului. Ei bine, nefiind așadar localnici din secole dinainte, acești oameni au beneficiat din plin de ceea ce a oferit banca lui Brezulescu, nu gratis, să fie foarte clar, dar cu posibilitate de acoperire financiară și totodată de recunoaștere deplină a dreptului de proprietate. Ar mai fi, apropo de Brezulescu, una din clădirile făcute, construite de obște, în orice caz sub coordonarea lui, după 10 ani de la dispariția sa, practic... acolo se înființa spitalul din Novaci. Da, dar este construită chiar de el. Este construită chiar de el și care, urmând anumite transmiteri de proprietate după moartea lui din anul 1916, ajunge în cele din urmă să fie pusă la dispoziția eforiei spitalelor fostului minister al sănătății, ca să comparăm cu terminologia actuală, și în aceste condiții avea să ia naștere spitalul de la Novaci. Ca să dezvolt mai mult subiectul, pentru că zilele acestea s-au și sărbătorit zilele spitalului Novaci, prima ediție. Dar când trebuia sărbătorit? Acum câteva zile sau mâine, pe 1 martie? Cum se spunea în documentele vremii, că va fi inaugurat pe 1 martie. Da, dar nici pe 1 martie nu există confirmarea inaugurării, ci confirmarea vine câteva săptămâni mai târziu, cel puțin pe documentele identificate până în prezent. În ceea ce privește data exactă, presa din februarie 1926 preciza la o rubrică de știri că la 1 martie ar urma să fie inaugurat sau deschis spitalul Dimitrie Brezulescu Novaci. Doar că aceleași documente identificate precizează numele doctorului
Francisc, detașat sau mai bine zis transferat de la Horezu, începând cu data de 1 aprilie 1926, iar confirmarea începerii activității acestui doctor născut la 1881, prin luna iunie, dacă mi-am amintesc eu bine, deci avea vreo 30 și ceva de ani, venirea sa exactă este confirmată la 20 aprilie 1926, ceea ce înseamnă că din acea zi cu siguranță funcționa spitalul. Ceea ce au făcut cei de la Novaci, și un lucru apreciabil în acest sens, au stabilit, ca și la alte instituții, o perioadă de sărbătoare anuală, zilele Spitalului Novaci, iar anul acesta, fiind și la prima ediție, fiind în corespondență cu o cifră rotundă, 90 de ani este totuși un număr frumos, pentru aniversare le-au unit și au sărbătorit în zilele trecute, așa cum am spus. Din păcate n-am reușit să ajung, dar asta nu mă încurcă să îi felicit și să le urez ca peste 100 de ani să fie a 10-a ediție a zilelor spitalului fără întrerupere. Apropo de această aniversare frumoasă a Spitalului din Novaci, să spunem că în ultimii ani se fac eforturi mari la Novaci ca acest spital să fie demn de trecutul din vremea aceea, pentru că la un moment dat, în perioada interbelică, Novaciul deservea foarte multă populație din zona de nord a Gorjului. Da, a fost singurul spital din zonă pentru mult timp. Am avut plăcerea ca în urmă cu un an sau doi să găsesc câteva fotografii de la începutul războiului făcute în spitalul de la Novaci, 1941 sau 42. Era în vizită prefectul Leoveanu, prefect militar al Gorjului, însoțit de doctorul Nanu Niculescu, cel ce funcționa la Novaci în acea zonă, și atât cât se vede din imagini, saloanele erau pline de bolnavi în zona aceea. Între timp lucrurile au evoluat, spitalul s-a mutat în urmă cu vreo 30 de ani, chiar mai bine, aproape 40, într-un alt sediu. Casa ridicată de Brezulescu este tot sediu de instituție publică, acolo funcționează primăria, însă, repet, acolo au fost primele tratamente oferite celor ce aveau nevoie de ele într-un cadru spitalicesc în urmă cu 90 de ani. Apropo de aniversări, pentru 1926 nu avem numai debutul spitalului din Novaci, ci avem și construcția, sau nu știu dacă putem vorbi de o inaugurare, cred, în 1926, a școlii gimnaziale, școlii generale, clădirea din centru actual al Novaciului, nu? Da, o inaugurare a fost un pic mai târziu, ci piatra de temelie a școlii din localitatea Novaci, din comuna Novaci, din zona centrală. Cum au stat lucrurile, o să ne întoarcem un pic în timp. V-am zis, centrul acesta civic al Novaciului s-a format undeva după 1900, pentru că inițial toată conducerea administrativă a fost în satul de la Apus, în Hirșești, după ce legea lui Cuza a format comuna. Așadar, în nou centru administrativ, încet încep și instituțiile să-și găsească loc. Școala la Novaci există dinainte de 1900 și cu mult dinainte de 1900, însă în anul 1926 este așezată piatra de temelie a unei școli în centrul comunei. Mi-amintesc din anii de școală și cred că și generațiile care astăzi învață acolo, îi spuneam mereu școala veche, deoarece lângă acest corp, a cărui construcție a început în anul 1926, a fost ridicat un alt corp de școală, modern, cu etaj, undeva prin anii 80. Școala respectivă, așadar, a fost inaugurată pe la 1934 și a fost numită inițial Școala Alexandru Ioan Cuza. În prezent face parte din structura Școlii Generale Novaci. A fost o inaugurare cu mare fast, deși vorbim de un eveniment petrecut în urmă cu 90 de ani. Au fost prezenți atât prefectul cât și subprefectul județului Gorj, deputatul Ciotor, care își exercita mandatul în acea perioadă, preoții. Și care era fost revizor școlar. Cu atât mai mult prezența era binevenită. Preoții de la cele trei parohii din zonă, introducând aici și Cernădia, unde a venit
părintele Părvulescu, de la Novaci preoții Stângă și Tomescu și preotul parog de la Pocioarește, Nicolae Săftoiu, cu toții au organizat slujba care se făcea cu astfel de ocazie și foarte bine că au făcut acest lucru. Iată, școala are 90 de ani și e funcțională. Și totodată, aici vreau să ajung, a fost prezentată și o piesă de teatru, Doctorul fără voie se numea acea piesă pusă în scenă de 3 eleve de la Novaci. Iată, în același an în care își începea activitatea în condițiile pe care le-am expus mai devreme și spitalul din localitate. V-am zis, după ce banca fondată de Brezulescu și câțiva consăteni ai săi a început să aibă rezultate, probabil peste așteptările inclusiv ale fondatorilor, viața economică, culturală, viața societății în general s-a schimbat foarte mult și implicarea băncii sale o avem mult timp după moartea lui, până către anii războiului și chiar și după 1990, deși, și e un adevăr și acesta, l-am mai spus și cu alte ocazii, în școală fiind, eu nu am auzit de Brezulescu până prin clasa a 5-a sau a 6-a. Și mi se părea, având în vedere că numele nu mai există astăzi în Novaci, mi se părea un nume atât de străin încât cred că la început și cu greu l-am ținut minte. Nu e primul exemplu și despre Cuza vreo 6 decenii nu s-a scris sau nu s-a spus mai nimic. Mai sunt și alte situații și cu siguranță vor mai fi, dar probabil că acesta este un ciclu nescris, pentru ca după ce lucrurile se sedimentează, după ce timpul le acopere, să fie redescoperite atât cât se poate. Vorbind de învățământul de la Novaci, care are o tradiție foarte importantă încă din secolul al XIX-lea, practic la Novaci primele atestări de școală vin chiar înainte de Revoluția, de la 1848, practic când se vin primii învățători în toate satele Gorjului, cei care fac acea pregătire la școala normală, dar nu sunt învățători de bază. Foștii, e vorba de copii, de preoți, de cei care știutori știu, de carte. Da, știutori de carte, ei sunt primii învățători prin 1842. Dacă mi-aduc aminte bine, la Novaci primul învățător a fost Vințanu, venit din mărginimea Sibiului. În 1838. Nu știu exact anul venirii, însă așa e atestarea, majoritatea sunt din 1841-42. Da, și întrerupere la Revoluția Pașoptistă, da, pentru a fi reluat după 1850. Dar din ce mi-aduc eu aminte din documentarea pentru file din istoria Gorjului, cred că 1838 este Novaciu cu primul învățător. Nu, reținusem și numele, mulțumesc de completare. Dar spuneam de învățământ. Sunt 60 de ani anul acesta și de la înființarea liceului de la Novaci. Da, așa este, se împlinesc 60 de ani de la înființarea învățământului liceal la Novaci, cu o singură paranteză. În 1948 s-a încercat crearea unui învățământ de tip liceal, a unei școli elementare liceale. Am avut plăcerea să cunosc în urmă cu un an de zile pe unul dintre elevii acelei școli. E vorba de profesorul Alexandru Popescu din comuna Bumbești Pițic, cel care a fost beneficiarul celor 2 ani de școală până la desființarea acesteia. Deci nu putem vorbi de un liceu propriu-zis, ci de o tentativă care în cele din urmă... Asta înainte de... Deci după al doilea război mondial. După al doilea război mondial, între 48 și 50, 1949, însăși aceste două generații de copii înscriși au primit vestea, unii dintre ei au reușit să continue la Târgu Jiu, alții din motive materiale și din altele legate de distanță nu au mai venit. Într-adevăr, sunt 60 de ani în 2016 de la înființarea liceului și este una dintre instituțiile care a creat generații întregi de elevi ce au dus mai departe numele Novaciului într-un mod plăcut. Au fost olimpici, au fost locurile întâi la olimpiade naționale și la internaționale de-a lungul timpului. Repet, este una dintre instituțiile etalon ale localității și îmi pare bine că
se găsește și astăzi, din punct de vedere material, la un nivel ridicat, așa încât poate fi comparat liceul de Novaci cu orice unitate de învățământ de oriunde din țară, mai ales dacă ținem cont și de contextul într-o localitate cu nici 6.000 de locuitori, se prezintă foarte bine, ca și școala generală, de fapt, unde am zis, nu sunt 90 de ani de la înființare, dar sunt 90 de ani de când au început lucrările la această instituție, la această clădire. Apropo de învățământul de la Novaci, cred că se mai desprinde o concluzie din ce știu eu despre trecutul învățământului de la Novaci și iată mi-ați punctat câteva, să zicem așa, au fost câteva completări. Cred că ar fi foarte... există o anumită tradiție la nivel de Novaci, adică locuitorii din zona respectivă, chiar dacă au ca principală sau au avut de-a lungul istoriei ca principală ocupație creșterea animalelor, e vorba de păstorit, cu toate astea au dat atenție mare școlii, dovadă că s-au format foarte multe personalități importante, au învățat la Novaci, apoi și-au luat zborul spre alte țări, alții s-au și întors. Și aici aș vrea să vorbesc, sunt destul de mulți profesori embleme ale Novaciului care au fost foarte cunoscuți și la nivel județean și care după ce ani de zile au fost plecați la studii s-au întors ca să dea lumină concetățenilor. Și aici mă gândeam la o persoană despre care am mai vorbit în emisiunile noastre, un exemplu, Dumitru Micu Popescu, tot e concursul atât de cunoscut. Da, Dumitru Micu Popescu, profesorul de istorie al Liceului Teoretic din Novaci, o viață întreagă de dascăl, și-a desfășurat activitatea în această instituție și a avut rezultate deosebite. Nu mai este printre noi de mult timp, însă asta nu ne împiedică să ne-l amintim, iar cei cărora ne-a fost prezent la catedră, n-avem cum să-l uităm și, dacă se poate, să-i și mulțumim, dacă exista vreo posibilitate pe care nu o cunoaștem, de a afla cu siguranță că la rândul ei va fi mulțumit. Ceea ce este de apreciat e faptul că acest concurs cu premii în bani și premii destul de mari continuă și în acest an. Va fi organizată a 11-a ediție în primăvara anului 2016 și revin la premiile puse în joc. Faptul că avem la Novaci o competiție pe tematică istorică cu valoarea premiilor la $1,000 oferite exclusiv copiilor, concurenților, e un lucru foarte bun și, ca să fiu sincer, cred că ar trebui și mai mult mediatizat, pentru că nu e așa, nu sunt multe competiții cu premii în bani sau nu cu astfel de sume. Acum nu e cazul de făcut comparație, dar să ai $1,000 pe un concurs pentru copii, bani oferiți în exclusivitate concurenților, este un lucru foarte bun și ar trebui și mai mult promovat și susținut. Sunt de felicitat cei care organizează acest lucru și, în primul rând, familia domnului profesor, care susține financiar această întrecere. Iată, a ajuns la cea de 11-a ediție, luând în calcul și pe cea din acest an. Asta vreau să remarc, faptul că familia merită toată lauda că poate să facă acest efort financiar, care nu se face, deci premiile la o etapă națională de olimpiadă școlară n-ajung la €1,000 pentru toți. $1,000. Sau $1,000. Iar un alt merit important este a gazdei, e vorba de Liceul Teoretic Novaci, care, iată, găzduiește această competiție de mulți ani, nu chiar din primă, că a fost la o perioadă la Casa de Cultură. Liceul, practic, având în vedere că domnul Micu Popescu a fost profesor la liceu, au reușit să-l mute la liceu și a făcut-o foarte bine, pentru că și dotările liceului din Novaci sunt la un anumit standard față de alte licee similare din Târgu Jiu, de exemplu. Da, este foarte bine că în cel de-a 60-lea an de activitate a liceului, acest concurs cu premii în bani de $1,000 puși la dispoziție exclusivă a concurenților continuă și
Eu cred că va continua și în anii următori. Ceea ce am spus, e părerea mea, ar fi bine ca să fie și mai bine mediatizat și mai mult promovat pentru a se înscrie echipaje de elevi de pe tot parcursul, de pe tot cuprinsul județului, poate și din județele vecine, fiindcă toată lumea ar avea de câștigat, și școala, și elevii, și memoria profesorului nostru care s-a stins în urmă cu 11 ani. Da, cu siguranță competiția se va desfășura, probabil va fi o concurență și mai mare, iată că facem și noi acest, practic facem o promovare în acestui concurs, dar faptul că s-au desfășurat deja 10 ediții spune foarte multe de seriozitatea acestei și fără competiții. Da? Iar anul acesta va fi dedicat personalității lui Brezulescu, Brezulescu. Toate evenimentele acestui an ar trebui într-un fel sau altul să fie sub egida celor 100 de ani acestui centenar de la pierderea lui Brezulescu. Așa cum v-am zis, fie direct, fie indirect, prin ceea bine, ce a creat avem, acolo, se leagă de făcând Novaci. O glumă acum în urma evenimentelor de la Târgu Jiu din ultimile săptămâni, trebuie să ne lămurim dacă facem, ce sărbătorim, dacă facem o comemorare naștere sau aniversă. Sau da. Dar asta e altă treabă. Trecem spre un alt eveniment. Bine, ar mai fi unul istoric, ar fi bine să-l precizăm și pe acela, sunt 180, tot în anul acesta se împlinesc 185 de ani de la un alt eveniment important. Da, este vorba de un eveniment cu încărcătură administrativă, odată cu anul 1831, odată cu anul regulamentelor organice, cu acea administrație cu profilul SES despre care știm foarte bine. La Novaci se creionează o structură a satelor, nu vorbim încă de comuna de mai târziu, și este amintit, pare se pentru prima dată, satul Novaci Străini. Dar ca să lămurim lucrurile aici pentru a nu crea confuzie, satul Novaci este atestat documentar din 9 martie 1502. E vorba de partea Novaciului din dreapta Gelorțului, un sat mic așezat către izvoarele apei. În partea stângă nu vorbim încă de vreo așezare umană în secolele 16-17, până după răscoalea lui Horea, Cloșca și Crișan, când cei numiți ungureni, fiindcă veneau din mărginimea Sibiului, din Ungaria, veneau de dincolo de granță, Ungaria, da? Da, au început din cauza a ceea ce s-a întâmplat după răscoală și chiar și din motive religioase, știm că le s-au dărâmat bisericile, de asta unii au adus-o pe bucăți și au remontat-o la Novaci. Au început să se așeze în zona plaiului din stânga Gilortului, o așezare pe care inițial localnicii au numit-o Slobozia Novaci, e clar, loc liber. Mai târziu satul respectiv a fost redenumit sau rebotezat Novaci, pentru că era în zona Novaciului și Străin, deoarece localnicii săi au venit din mărginimea Sibiului. Ei și-au păstrat portul și nu doar că și l-au păstrat, l-au și impus. Portul tradițional al Gorjului nu se mai găsește la Novaci, ci acesta identic cu cel din zona Sibiului, și a reprezentat pentru Novaci o nouă etapă importantă, nu doar sub aspect demografic, ci și economic. Situația noilor veniți sub aspect economic a fost superioară localnicilor, erau proprietari de mari turme de oi, așa încât și economia localității a fost reașezată pe alte baze. La 1864, prin legislația lui Cuza, cele două sate, Novaci Străini, Novaci Român devenit cel tradițional, și Hirișeștiu devin o singură comună, Novaci sau Novaci Hirișești, cum s-a utilizat pentru o vreme. Apropo de aceste pagini de istorie, dragi telespectatori, n-ar trebui să vă surprindă cei care, să zicem, nu-l cunoșteați pe Adelin Ungureanu din emisiunile noastre. Domnia sa are în ultimii ani o activitate extrem de rodnică pe cercetarea istoriei localității Novaci din diverse puncte de vedere, a unor personalități. S-a început cu primarii Novaciului, s-a continuat cu una dintre personalitățile cele mai importante ale Novaciului,
Inginerul Cuțuliga, Cuțuliga la Dâslu, referiți. Da, și acum pe masa de lucru, într-un stadiu destul de avansat din ce știm noi, este o lucrare dedicată instituțiilor bisericești din zona Novaciului. Am vrea mai multe amănunte. Da, dar nu o să vă ofer foarte multe, fiindcă încă nu este gata cartea respectivă. Sper că până la sfârșitul acestui an, și cu siguranță voi face tot ce se întâmple acest lucru, să o finisăm. Lucrăm la ea de un an de zile. O istorie a Bisericilor Novaciului cu precădere între a doua jumătate a veacului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea. Avem în vedere bisericile din foste trei comune, Cernădie, Novaci și Pociovalește. Din motive obiective, Novaciu și Pociovalește formează azi o singură localitate, dar și jumătate din Cernădie, așa încât am încercat să acoperim această latură a vieții bisericești pe toată zona respectivă, și surprizele n-au fost deloc mici, în sensul că am reușit să identificăm detalii de mult uitate sau poate prea puțin știute despre câte au pățit nu doar slujitorii bisericii și enoriașii satelor pentru a avea și astăzi aceste instituții, unele încă de pe la 1740, altele de pe la 1813, Cernădie și așa mai departe, funcționale fără întrerupere, chiar dacă în interiorul altor clădiri fie modernizate, fie refăcute. Însă sunt amănunte interesante și cel puțin pentru noi, atunci când o vom tipări, când vom reuși să o scoatem de sub tipar, va fi o mulțumire sufletească foarte mare. Apropo, ce presupune apariția unei astfel de lucrări? Unde se face documentarea? E atât de simplu să mergem doar, să zicem, la biserica respectivă sau să ne uităm pe dacă se păstrează acele cruci din cimitir? Sau presupune și alte lucruri? Am folosit trei surse, pe lângă ceea ce știam despre bisericile noastre. Ca să fiu sincer, nu știam foarte multe, mai ales cele din parohiile învecinate. O sursă au fost oamenii mai în vârstă din sate, de la care am aflat detalii și le mulțumesc și cu această ocazie. O a doua sursă se referă la datele puse la dispoziție de către parohii. Nu în toate am ajuns, însă urmează în săptămânile următoare. Și cea mai importantă și totodată și cu informații destul de exacte sau aproape de evenimentele care s-au derulat, o reprezintă Instituția Arhivelor Naționale, filiala de la Gorj, unde, din fericire, încă multe documente au fost păstrate și unele dintre ele probabil necitite de mult timp despre viața înaintașilor noștri, și vorbim despre perioade în care toți oamenii erau interesați de demersul bisericii, pentru că reprezenta pentru ei instituția centrală a satului. Da, ar mai fi și altele. Într-o jumătate de minut să vorbim și despre o altă aniversare. E vorba de cei... Da, o aniversare de să o numim specială, nu este atât de îndepărtată. Se împlinesc 35 de ani de la promovarea în divizia C, prima promovare a unei echipe de fotbal din Novaci. Parângu Novaci, acel Parângu scris cu E din I, cum se folosea pe vremea aceea, a fost o promovare urmată de un parcurs doar de un an de zile, însă echipa a reușit să ducă numele localității la nivelul celor de-al treilea eșalon. Cu siguranță ar mai fi fost și alte lucruri de vorbit, inclusiv la aceste evenimente. Din păcate, intră peste noi, trebuie să dăm, o să aveți o surpriză unui reportaj filmat cu ocazia Dragobetelui la Rovinari. O să vedeți despre ce este vorba. Mulțumim, Adelin Ungureanu, te mai așteptăm în acest spațiu de emisie, sunt foarte interesante informațiile pe care ni le oferi. Mulțumesc, acum Dragobetele vine cu dragoste, să înțeleg că noi trebuie să plecăm. Ceva de genul. A fost Adelin Ungureanu, lector universitar, doctor la Universitatea din Petroșani. Mulțumim pentru atenție, la revedere!
Bună ziua, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și vreau să vă spun că nu se putea emisiunea Rădăcini fără Dragobete, pentru că este sărbătoarea tradițională a românilor în ceea ce privește dragostea. Sărbătorim Dragobetele la Rovinari, la Clubul Elevilor Rovinari, alături de Emilia Drăgătoianu și mugurașii și toți elevii pe care i-ai pregătește într-un frumos spectacol. Felicitări, Emilia! În fiecare an faci asta? Da, facem în fiecare an. De fapt, aici, la Rovinari, inițiativa nu ne aparține doar nouă. Ținem aproape de Casa de Cultură și de Primăria orașului Rovinari. La toate evenimentele pe care românii le sărbătoresc, noi suntem parte din aceste acțiuni. Iar astăzi, Casa de Cultură a avut pentru prima dată inițiativa din punct de vedere al preambulului acestui spectacol. Adică va fi un concurs care va face referire la ceea ce înseamnă Dragobetele. Dragobetele este sărbătoarea noastră a românilor și ar trebui să milităm mai mult pentru a păstra aceste tradiții, pentru că prea ne risipim, prea ne ducem spre ceea ce au alții și cum toată lumea spune că nimeni nu are sărbători mai frumoase, tradiții mai frumoase decât noi, tocmai noi nu le scoatem în evidență. Și atunci, hai să fim un pic mai aproape unii de alții și să sărbătorim aceste tradiții românești, pentru că cred că sunt singurele care ne păstrează identitatea noastră națională. Vedem că în tot ceea ce înseamnă activitate, în tot ceea ce înseamnă, noi nu vrem să intrăm în ceea ce înseamnă politic, dar trebuie ca oamenii să înțeleagă că de la o zi la alta ne pierdem. Ne pierdem identitatea pentru că ne pierdem tradițiile. Și acești copii trebuie de mici educați și învățați să caute în istoria tradițiilor românești și să găsească acolo informații despre ce a însemnat Dragobetele de-a lungul timpului și să le readucem în atenția celor care ne privesc și a întregii comunități.
se aude până la rumor. Liliță, liliță, glas de porumbiță, deschide-mi ușița să sărut bulița. Liliță, liliță, glas de porumbiță, deschide-mi ușița să sărut bulița. Manifestările care noi le-am organizat în parteneria cu cei de la Clubul Elevilor Ordinari, copii care au participat la Zilele Orașului, la Festivalul Berii, la O Martie, și pe această cale țin să mulțumesc și cadrelor de aici din Rovinar, care eu prin mai multe orașe din județ, vă spun că puține sunt orașele care se pot mândri cu acești copii minunați. Din punctul meu de vedere, o reală problemă la momentul actual o constituie, nu știu dacă știți, închiderea Casei de Cultură a Sindicatelor, loc unde noi până acum ne desfășuram unele din activitățile anuale, festivaluri, concursuri și alte asemenea activități. Încercăm găsirea unei soluții în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme. Și ce să zic, încă o dată le mulțumesc acestor copii, domnul primar nu a putut să ajungă, îi pare foarte rău. Mulțumesc și domnilor consilierilor care trin și în fiecare an aprobă agenda, manifestările culturale ce se pot organiza la nivelul orașului Rovinar. Și de asemenea țin să-i anunț pe cei mici că în curând de 1 martie încercăm și organizarea unui spectacol
O să încercăm să realizăm afară pe platou Casei de Cultură și în prezent sunt în relații de negociere cu ansamblul profesionist Doina Gorjului să vedem dacă îi putem aduce la Rovinari pentru data de 8 martie. Și cu această ocazie țin să îi invit și pe cei mici să fie alături de noi data de 8 martie.